Acaba cu mintea acolo, nu te intra așa în mine că n-am... Bă, și când stai așa și te uiți și vezi, uite, te știu ce frumos. Stai așa și te uiți și vezi, uite-te știu ce frumos e. Salutare, oameni buni, eu sunt Nea Costică și astăzi, după 3 zile de mers pe drumuri cu Dacia mea, Dacia Papuc, o mașină excepțional de bună, deci dintre tancuri, deci cea mai bună mașină, am ajuns și eu aici, în România, am fost plecat, familia, în Italia și na, acolo am lucrat în industrie, în d-astea cu de fiare, de mecanice, de naiba să le-am, mi-am rupt șchinare și tot. Și m-am întors și eu, familia mea acum stă la Neamuri până reușesc eu aici să construiesc, pentru că aici nu mi-a rămas absolut nimic din ce aveam, am vândut tot și vorbesc de acum vreo 10-15 ani. No. Și acum m-am întors și nu. No. Eu m-am întors. Spornesc, deci. Așa. Eu m-am întors. Pentru că mi-au recomandat rudele mele de acolo să vin și eu, să mă întorc în România. Dacă tot am și eu mașina asta habună, zic să-ți faci o fermă, că asta era visul tău, că tot așa ziceai și tot felul de genul. Și până la urmă am zis, decât să mai rup eu șoldurile cu căcaturile alea de industrie și ce, am decis să mă reîntorc aici în România, fain, frumos, să-mi fac viața de fermer pe care mi-am dorit-o. Nu vine nimeni, așa. Da, și trebuie să încep acum. Acum că am sosit alaltă ieri și am și acum un bonet, cât de cât acolo să fie bun. Și să-mi iau și un tractor, un plug, un teren, că n-am o casă. Ia hai să vedem. Bună ziua, bună ziua. TB-ul ăsta pare fain. E frumos. Avem și noi echipament frumos, ne putem pregăti pentru lucru. Ce mie ăsta, frate meu? Eu parcel aici, chiar ca lumea. Dau cu spatele. Și eu parcel undeva pe aici. E așa mai micuță ea. Bă, dacă stau așa și mă gândesc, pot să fac chiar multe. Păi sincer mă gândeam să-mi pună și găini. Adică era chiar ca lumea. O să-mi fac și animale și chestii de-astea. E chiar aici la dreapta. Chiar frumoasă. O, uite aici așa. Așa. Wow. Ia uite. Vai, ia uitați aici ce frumos. Aici a fost proaspăt recoltat. Doar trebuie arat, plantat și gata. Aici o să pun căsuța. Și după aia să mă apuc de arat. Și hai să o cumpărăm. Așa.
Și acum, haideți să construim. Da, foarte frumoasă. No, acum am și căsuță unde să stau. Doamne ajută. No, haide să duc și eu echipamentul frumos. Cât e greu. Da, n-avem ce face. Dacă am stat în țara asta 40 de ani de zile și în Italia acolo am stat 15 ani de zile, aici găsesc eu soarta. Așa. Haide acum să ne urcăm în tractor. La sfert de cheie, fratele meu. Deci trebuie acum să conectăm plugul. Așa. TB-urile astea, din punctul meu de vedere, au fost cea mai bună tractare. Și sunt în continuare. Se mai fabrică piese, dar păcat că... Așa. O mie și ceva de euro. Așa, bun. Să mergem acum. Da, bă, cum intri acolo, nu intra așa mine că n-am mai și de cata să dai să rupe asfaltul, tai acolo ce... Bun. Bă, dar mi-a luat, bă, ceva timp să aduc eu astea. Ar trebui să chem acum taxiul și să mă duc la mașină. Da, da, mulțumesc. Da, da, mulțumesc foarte mult. Hai, v-am lăsat. Doamne ajută. Ce oameni buni. Așa, m-am venit și noi după. Pe BMW-ul nostru. Așa. No, oameni buni, sper că v-a plăcut din toată inima mea acest episod. Eu am fost Neacu Stică. Am ajuns și un oraș. Aici am în România după atâția mari de ani. Țineți-vă bine că vor veni episoade foarte faine cu nou nostru utilaj. Și nou nostru câmp. Nu,
dați acolo un like, un share, un subscribe, mai ales un subscribe. Sper, vă mulțumesc din toată inima că v-ați uitat până la final. No, și ne vedem data viitoare. Salut!